Iarăși Olența Gheorghiță, după o publicitate frumoasă, vă salut și vă mulțumesc că sunteți alături de primul post autohton cu muzica neamului. Sunteți în cadrul emisiunii Cântăm Lăutare, unei protagoniști vin cu dezvăluiri inedite de viața de artist. Invitatul de astăzi este originar din Cahul, satul Zărnești. Născut în luna lui septembrie, în familia lui Toader și Stella, părinți minunați, ce au crescut în mare dragoste 6 copii, o familie de lăutari. Visul copilăriei să ajungă un mare trompetist al neamului și a ajuns inegalabilul Adam Stângă. Bună seara și mă bucur să vă revăd, domnul Adam. Bună seara, mersi, bine, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult ori de câte ori vă văd, pentru că vă cunosc de ceva ani bun, mai bine de 20 de ani. Da. Și vreau, și am remarcat un lucru 100%, că nu mai îmbătrâniți. Toată lumea îmbătrânește, este important cum te simți. Dacă te simți bătrân, ești bătrân. Dacă te simți tânăr... Da, poți fi bătrân și la 20 de ani, dacă corect. Mai vise și realizări pe care vrei să le faci realizare. Corect. Ce noutăți aveți pentru noi? Pe unde ați mai fost? Ce ați mai văzut? Cu cine mai colaborați? Pentru că nu ați fost în casa asta nouă, că vedeți că este nouă, da, nu ați fost pe la noi invitați niciodată. Felicitări, și mă bucur foarte mult că ați căzut de acord să fiți invitați. Spuneți!
Cu plăcere, vă felicit că aveți o casă nouă, să aveți realizări frumoase, tot ce vă doriți. Ce ține de deplasările mele, acum sunt mai puține, dar au fost multe. Da, am colaborez acum cu... Am o trupă foarte bună, foarte recunoscută în Europa și după hotarele europene. Ia spuneți-ne că noi nu știm despre asta. Se numește Water Europeans, alți europeni. Așa. Așa, suntem din câteva țări membri, vă trei din America, trei din Germania, unul din Anglia, unul din Franța, doi din Budapesta, din Ungaria, un bulgar și noi doi din Moldova, eu cu Marin Bunea, violonistul Marin Bunea. Dar unde vă adunați, faceți repetiții, cine vă selectează repertoriul? De obicei ne adunăm în Germania la Weimar. Așa. La Weimar ne adunăm acolo, este Academia de Muzică, așa se numește acolo în Weimar. Dar repertorul facem împreună toți, dar 90% părerile, așa m-am convins eu după, că sunt ideile la Alan Björn, este un pianist de excepție, un pianist extraordinar, un om în vârstă, doctor în științe muzicologice și doctor în științe filozofice. Dar în ce limbă vorbiți? Pentru că dacă tot sunteți din 5 state, mulți sunteți... La general se vorbește engleza, dar vorbim toate limbele, franceza, engleza, bulgara, maghiara, română. Dar cum ați fost selectați? De cine? De pianistul care spuneți dumneavoastră? Cred că pianistul Alan Björn. Așa, și el v-a văzut, unii, a mers în Moldova, v-a văzut sau pe YouTube? Nu, a mers. Au venit aici în Moldova, am discutat, mai colaborat de aici Suzana și Fima Ciornei. Da, da. Dar tot asta, dar sunt niște bani, niște investiții, cineva achită? Bineînțeles, da. Eu... Acest proiect a fost finanțat de Uniunea Europeană, noi am activat vreo 7 ani de zile. Da, am cântat cu ei și în toate țările scandinavice, și Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, America de Nord. Matali, ești maestru umblat. Toată țara și până la ei. Dar n-ați fost tentat niciodată să rămâneți acolo undeva? Ba da, de multe ori, da. Pentru că eu am ajuns la o vârstă când deja stau și mă gândesc, dacă statul ăsta nu ne protejează pe noi artiștii, dacă ne tot acum, știi, acum în perioada asta, în genere ne strânge într-un colț, poate tot și mai bine acolo unde ne iubește lumea. Pentru că deseori de la noi sunt foarte mulți oameni talentați care ajung acolo oameni mari, de la noi nimeni nu-i spune nici mulțumesc. Băi, ce avem asta merităm înseamnă, că tot noi, tot noi am ales, dacă noi alingeam nu ajungeau cine sunt acum la moment. Asta tot e greșeala noastră și greșeala lor că nu-și iubesc poporul, pământul. O națiune care nu are un pământ, nu are un drapel și nu are un grai, asta nu este națiune. Dar noi avem. Avem? Noi avem. Pe hârtie. Poate pământul nu atât de mult, mai împărțit, uleac la un neam, la alt neam. Nu, doamnă Linuță, poate pe hârtie, dar așa la realitate, cred că... Eu mai știu cum aveți o colaborare frumoasă, faceți piese minunate pentru filme sau povestiți-mi Nu fac piese pentru filme, am avut mare ocazie să particip la coloana sonoră a unui film, regizorul Emir Custurița. Marele regizor Emir Custurița și cu actrița, tot o mare actriță de valoare mondială, Monica Bellucci. Și o frumusețe rar, vai, dar așa femeie, nu v-ați îndrăgostit de dânsa? Așa, un pic. Mai ca oameni, fiecare ne îndrăgostim, asta e important, să ne îndrăgostești ca om, nu ca dragoste, așa, ca o dragoste platonică, colegială. Pentru că, într-adevăr, este personalitate. Dar cum vă găsești acest destins regizor? Cum în genere? De ce vorbesc? E ca vă privește cineva de acasă și zice, dar vreau și eu acolo să ajung. Cum să ajungi așa mare? Cum să ajungi să fii invitat într-așa proiecte mari? Am avut mare fericire ca dumnealor să mă aleagă. N-am căutat eu. Dumnealui m-a sunat acasă în Mircusturiță și mi-a spus că vreau să particip într-un festival de lui. Aveți numărul de lui Emil Custurița? Ba da. Ca să poți lasa și de seară. Poate mă iei la un film. Acolo... Merge festival de film și muzică și participă toți regizorii cei mai mari din lume, inclusiv și din Rusia, Nikita Mihalkova, Andrei Cancelovski și mulți din America și din Londra, din Franța, Italia și acum la filmul ăsta au participat la Veneția, la festival. Uh-huh.
Cam asta sunt ultimele știri, adică eu știu, iar urmează anul ăsta să o încheie. Eu știu că mai sunteți unicul dintre trompetiști de pe la noi care are la activ deja câte? 2 CD-uri înregistrate. 2 CD-uri, da, da, da. Mai sunt băieți care au înregistrări, eu știu, da, da. Da, da, sunt și foarte mulți colegi de dumneavoastră care au muncit o viață întreagă și nu au nimic. De ce? Din simplu motiv că erau mai leneși. Nu putem să-i spunem că sunt leneși, înțelegeți? Asta este dorința. Omul când își dorește și spune un scop oarecare să facă ceva, cred că face, dacă are dorință. Și este și normal că avem o vârstă și să lăsăm ceva din urma noastră pentru tinerile generații care vin. Dar apropo, tânăra generație, ce părere aveți acum? Mai sunt copii talentați acum? Ba da, sunt copii talentați, sunt și tineri interpreți foarte buni. Dar mă rog, iar nu suntem în bază, nu sunt ocrotiți de nimeni, nu apar. Dar pe vremea dumneavoastră când erați copil, erați ocrotit de stat? Nu erați. Păi era alt sistem, atunci era sistemul Uniunii Sovietice, dar oricum omul era asigurat pentru ziua de mâine, să vorbim la simplu. Dar bine că atunci nu erau așa mulți care se ocupau cu business-ul, dar oricum omul era asigurat pentru ziua de mâine. Era pentru că era școala, hai să începem, grădinița gratis, școala, da, colegiul și așa, institutul, da, așa era. Da. Acum stau și dacă mă gândesc, ce părere dumneavoastră aveți? Că sunt foarte mulți copii talentați și care vor să-și facă studii, dar că nu au bani de instrument, că nu știu unde să meargă să-și facă niște ore, chestii cu plată și părinții poate nu au. Și cel mai important, dacă mergi la Colegiul Republican de Muzică, e cu mulți bani. Și atunci ce faci dacă părinții trăiesc cu ziua de uite, azi? Uite, din păcate, din motivul ăsta o să rămâi mulți copii talentați, așa, o să se pierdă, de exemplu, sau au să cânte așa fără carte, o să cânte la urechi cum cântau la lăutare înainte, știți? Tot nu aveau posibilitatea și, da, și cântau pentru existență. Eu cred că o să apară mulți lăutari din ăștia care au să cânte așa numai din propria dorință, dar fără carte. Pentru că, într-adevăr, sunt scumpe astăzi studiile și la același colegiu și la conservator. Dar dacă nu ai colegiu, nu poți merge la conservator și tot așa. Sunt legate una de alta. Știu, ar trebui măcar un pic să aibă grijă statul. Da, dar ce părere aveți de talente? Legea asta nouă, că artiștii ar trebui să achite impozit la stat pentru serviciul pe care îl prestează? Eu cred că nu este de vină organul care se ocupă, organul fiscal, pentru că organul fiscal, el este... Stai, vine de sus, îi vine. Da, băi, omule, strângeți bani, trebuie să întorci miliardul. Este, eu cred că legile nu-i corect făcută, legea de la guvern, pentru că elementar un artist are un salariu de 2000 și ceva. Dacă este angajat, dar dacă majoritatea este angajat, sunt liberi. Da, da. Și atunci pragul coșului minim este mult mai mare, pentru ei este, dar pentru, de exemplu, 4-5 mii, de ce nu îi se întorcă înapoi, de exemplu, unui artist sau unui lucrător, un actor de teatru sau o persoană, eu știu, care cântă în cor? Nu îi se întoarce înapoi, de exemplu, o sumă oarecare de bani ca să ajungă să fie coșul împlinit, adică am 4-5 mii coșul minim de cheltuieli, pentru că sunt sub coș, sub prag, sunt, înțelegeți? Și când se mai impozitează, nu iese lumea la revoluție, nu iese lumea în stradă, la demonstrație, la nu știu ce. De ce? Că le-i frică? Da, nu că le-i frică, pur și simplu sunt oameni cu alt intelect, sunt oameni de cultură, sunt oameni de artă. Înțelegeți? Și să tot timpul poporul ăsta a fost o nație răbdătoare, dar eu nu știu cât o să mai dureze răbdarea asta, cred că se implică, Ana. Și asta este o problemă, pentru că lumea se hrănește, dați-le pace, măcar să hrănească, nici așa. Mă rog, nu facem noi politică aici, în emisiune. Ești un om ce poartă nume de sfânt. Cine ți-a dat acest nume parte, frumos? Nu sunt sfânt. Ne trecem, ne raportăm la copilărie. Da. Sfânt, nu sfânt, știi, dar da, până ajungi la batalie, e greu drumul raiului. Zim, dacă ne raportăm la copilărie, cine ți-a dat acest nume frumos? A câtălea copil ești, că sunteți din șase, a câtălea da, ești? Sunt a doilea copil. Și cine este acea persoană care trebuie să-i spui mulțumesc că ți-a oferit maestra trompetă de aur? Oh. Și de ce nu vioară? Să le luăm pe rând, nu știu.
Nu mi le-a dat, mi le-a dat fratele taică meu, Moș Petruș. Dar ce treabă avea el cu familia? Mi-a fost un an de botez. Adică vezi, da, vezi, da. Și ni schienul până în arcinii de nume, știi? Un anul de botez. Așa era. Dar și la noi la sud, la sud se lua un an, nu se luau 10, 20, 30 de ani. Dar la noi se 30 că e mai cu tolc, știi? Dacă moare unul, mai rămân încă 29. Nu, dar copilul meu stricui spui nanul. Dar cu 99 de cum mătri. Spuneți. Și a câtele sunteți? A doilea, mamă, soră, care a făcut Institutul Pedagogic la Bălți, Solecu Rosol, lucrează la grădinița de la Liova. Eu sunt din tot șase, numai dumneavoastră sunteți lăutar vestit. Da, dar nu vestit, numai eu am rămas cu meseria asta de lăutar. Ceilalți să o auzăți mai și muzica asta, da, nu știu, să facem business, să facem ceva mai cu tot. Băi, mă rog, încearcă să discurci fiecare, da, o soră, un frate am în Franța, un frate am aici, o soră am la Liova. E, mă, tale ai unde umblat, dacă vrei o săptămână la Franța, o săptămână până la Liova. Nu e problemă, spune problema noastră. Spuneți-mi, referitor la trompetă, da. Că știu că tatăl dumneavoastră era un violonist de excepție. Era un lăutar, nu puteți. Dar de ce nu v-a făcut viorist? Că mai era o vioară acolo prin casă, spre ce? Deci tamă trompetă, trompetă e o investiție. Se vede că lui i-a plăcut mai tare, dar și mie nu pot spun că nu mi-a plăcut instrumentul. Știi când el începe în drăgie orice instrument, nu știu, cred că când vezi că... Deci să primiești ceva. Domnul Adam, da. Sunt curioasă așa de felul meu de a fi și sunt convins cei de acasă. La ce vârstă unui copil îi poți da primele ore de lecții de trompetă? Nu știu, eu am început la o vârstă de 13 ani, dar sunt... La 13? Da, sunt copii care sunt mai mici încep, da. Dar ce ați făcut până la 13 ani? Am bătut turca. Ca orice copil. Eu la 13 ani ne pupam cu colegii. Nu, tu ești mai înaintat, eu sunt mai vechi. Apropo, dar mai țineți minte perioada când erați copil mic? În genere, vă doreați să fiți un lăutar sau ați avut alt vis? Când eram mic, eu vreau să fiu pilot. Dar, mă rog, știți că când eram la lecțiile de limba română, atunci era limba moldovenească, scriem compuneri, dictări. Și, mă rog, fiecare întrebau... Profesor, îmi dă de tema cine, ce vrea să, ce vrea să devină, da? Măi, și mă rog, cât eram mai mic, știam că vreau să devin aviator. Pe urmă, când am început a studia trompetă, vreau să fiu la trompetă. Dar cine, mai țineți minte perioada, cine a venit, acea persoană, primul, la ușă, Adam, de azi înainte, tu faci trompeta, vrei, nu vrei? Nu mi s-a pus ultimatum. Dar mi-a spus că ar fi bine, uite, să studiez, dar eu oricum umblam când se cânta prin sat sărbători, că era hramul satului sau nu în sărbători, ceva, oricum umblam gura căscată ca orice copil și ascultam, da? Dar era și pe vremea alea, ați avut și pe cineva, un artist, vreun muzicant, așa, mai la suflet? Îți spun. Pe vremea mea, cu atunci pe malul sud, malul Prutului, erau lăutari în vârstă care și astăzi sunt cu renume mari, au rămas în cărțile noastre de cultură, sper că care sunt sau care se vor face. Violoniști erau lăutari pe malul Prutului. Dumitru Budgros, taică renumitului nostru, artist al poporului Nicolae Budgros, da. Era Poșolcă Gheorghe, era Palariet, era Totoș, era taică meu. Era unchiul meu, fratele taică meu, clarinetist, era Ghendă, clarinetist, era Țară Lungă cu trompeta. Ăștia sunt niște lăutari care au rămas și astăzi și sper că au rămâne cu timpuri, cu renume. Și numai decât, băi, cântă Poșolcă, cântă Budgros în sat, se auzau lumea, vorbea și noi cu trompeta. Dar se făceau nunțile așa cum acum, câte 4 zile, sau se făceau odată în lună o nunță, sau odată în 3 luni? Cum se făcea? Nu, adică erau mai rare, dar erau lungi. Ca pe, da, erau etapă. Sonorizate cum e acum sau era nu mult erau mai absolut greu? Nicio sonorizare, dar s-auzau mult mai bine pentru că mult mai clar pentru urechea omului. Pentru că nu era atâta gălăgie, nu era atâta transport, era o căruță, două în sat, înțelegi, sau o mașină, un tractor. Și era liniște totală și s-auză foarte bine. Vioara s-auză, dacă erau două, trei trompete, vioara s-auză dintre trompete, înțelegi, clarinete. Și se cânta frumos. Și lumea juca frumos, de o plăcere, malul Prutului era de o plăcere să cânți. Atât că erau lungi, noi copii, dacă eram copii mici, erau obositori, vă dați seama, nu? Da, dar asta a fost... Asta dumneavoastră, de câți ani sunteți căsătorit? Brum, și mai luat așa brusc. Așa, o să spun de ce. De oficial, așa, 30. Dar neoficial, cât? 40? Da. Nu, adică suntem înregistrați de 30, da, din 87, da, 30 de ani.
Ați făcut nunta în sat? Nu, am făcut nunta aici, la centru tineretului, la restaurant. Ați adus toate neamurile de acolo, tocmai de la sud? De la... Și de la nord și de la sud. Nevastă mea e la nord, la Don Dușe. Soția dumneavoastră este dintr-un în același domeniu cu dumneavoastră sau... Am făcut v-ați luat studii... om normal la casă, știi cum zic am eu? Am făcut studii împreună la Institutul de Arte, ei au făcut la metodică, metodiști, da, și eu la trumpet. Care este secretul succesului ca să-ți poți lua o nevastă cu care să poți îmbătrâni pe aceeași pierna? Cum să-ți dai seama că exact este femeia potrivită? Da, nu cred că asta este un secret. Eu cred că asta este dragoste, este bunăvoința, dorința pentru a forma o familie, nu? Ca să fii cu omul alături o viață întreagă. Da, în cazul unei femei care stă acasă mai mult la aragaz, stă crește copii și un bărbat frumos cum, ești, cum sunteți dumneavoastră, există riscul să-l pierzi pe undeva. Nevastă mea nu stă la aragaz, lucrează, muncește la registru de stat și muncește scoală la 5:30. Taman când vin matale de la nuntă. La 7 ajunge acasă de la servici și începe lucrul prin grădină, pe lângă casă. Așa că, a, ca să nu se mulți odihnească. Să mai avem mult timp liber, da. Rodul dragostei dumneavoastră este un băiat. Un băiat, da. Muzicant? Nu, a făcut 2 ani de zile vioara la Ciprian Porumbescu, după care a spus că nu mai vreau. Dar mă țin că nici un copil când este mic nu vrea. Adică noi n-am fost insistenți. L-am iubit nu corect. Adică trebuie, adică trebuie să-l iubești din suflet, dar trebuie să fac ceea ce trebuie. Ce face băiatul nostru? La moment muncește în străinătate. Este prin Anglia, acolo nu știu proiecte vrea el să mai facă, mă rog. Așteptați perioada când o să fiți socru mare? Aștept, chiar de multe ori spun. Bunelul Adam? Da, îi spun, dar asta e. Tânăra generație acum, dacă, mă rog, au un ban, au ce să mișca, ei nu au. Dar apropo, tânăra această generație, cu ce ar trebui să vină ca să ajungă pe urmele dumneavoastră? Să ajungă și el un trompetist bun. Ce trebuie să facă? Nu, el trompetist nu are cum fi, dar eu zic tânăra generație. Da, de tânăra generație. Munca. Doamna Elena, munca și încă o dată munca. Dorință. În cazul în care este dorință, atunci muncești. Acum ar fi un păcat, de exemplu, să vrei să cânti la trompet și să nu cânti. Pentru că este atâta informație, atâta literatură, cât clasică, cât folclorică, calculatorul deschis, găsește orice interpret de planetă. Din orice țară ai deschis. Da, când pe vremurile acelea era mult mai greu absolut, așa. Nu era absolut. Dacă găseam un CD, dar nu era CD, erau plăci de vinil cu docșițări de la Moscova, muzică clasică, sau note pe undeva la bibliotecă, costa una mare de bani. Vă spun cinstit. Instrumente la fel nu erau, erau niște instrumente, dacă aveai un băs nemțesc, care costa pe atunci era 3-400 de rubli, oricum erau bani, erai perfect. O viață de muncă, un concert solo ați avut? Nu. De ce? Nu am avut un concert solo, nu știu. Nu știu care a fost eu. Eu am muncit toată viața, am fost de permanent. De-aia și mă întreb, că eu vă cunosc mai bine de 20 de ani. De. Cum vă vedeți peste vreo 10 ani, apropo? Tânăr și frumos. De vreme acasă? Sau tot pe la anunț? Dar nu, dacă îți spun ce este. Da, ce, la anunț, mie îmi face plăcere, pentru că eu am pornit de acolo, înțelegi? Pentru că tot e un mini-concert, da, tot ai mulți spectatori și e o plăcere fenomenală. Eu am pornit de acolo, eu între oameni mă sunt bine, eu cu oamenii lucrez toată viața. Da, și eu mă sunt bine, eu. Eu pot să-i ascult, eu am răbdarea să-i ascult și invers să-i Domnul Adam, eu vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timp pentru echipa Busuioc TV și pentru că suntem la acest final de jumătate de oră. Așa. Vreau să-i spun celor de acasă ce gânduri aveți pentru ei. Ce gânduri am pentru toată lumea? Sănătate la toată lumea, dorință de muncă, bucurii, în așteptarea copiilor care sunt în vârsta a doua, a treia, așteptarea nepoților, să fiți plini de bucurii, sănătate și tot ce vă doriți. Și eu vă mulțumesc foarte mult, să aveți parte de multă, multă, multă sănătate, să ne bucurați cu cele mai frumoase piese, să aveți cele mai frumoase colaborări, vise împlinite și realizări cât mai multe. Și cu Doamne ajută cine știe, poate și un concert solo. Doamne ajută. Doamna Dan, vă mulțumesc încă o dată din tot sufletelul meu și vă invit să ne mai cântați încă o piesă frumoasă. Mersi mult, cu plăcere. Iar celor de acasă, vă mulțumesc foarte mult că ați făcut o obișnuință să rămâneți în cadrul emisiunii Cântăm la Otare, în care Ionuța Gheorghiță vin cu mare drag și dor de voi, de cei de acasă, în fiecare zi de marți și joi, ora 18:00. Rămâneți pe Busuioc TV. Între timp, o seară frumoasă alături de cei dragi, vă pupați, la revedere!